Neața flăcăi și ăsta este primul episod dintr-o nouă serie. Jocul ăsta se cheamă The Mighty Quest for Epic Loot. Am să vă las un link în descriere către site-ul unde puteți downloada jocul ăsta. Este un joc tocmai apărut în open beta, adică poți să joci, poate să joace toată lumea. Și nu trebuie să-l cumperi, nu-i nimic, și multiplayer. Și am jucat acum pentru vreo, să zicem, un sfert de oră, ca să mă prind cum merge treaba prin joc, și ăsta e castelul meu. Dar nu, în jocul ăsta nu o să construim castele. Uitați, aici am început să-mi fac niște chestii pe care o să vă le explic imediat. Momentan trebuie să mergem aici și misiunea noastră este să-l batem pe contele Nottingham, broscoiul ăla. Și pentru asta trebuie să ajungem la nivelul 5, momentan am nivel 3. Fără să-mi dau seama, am sărit de primele câteva castele, am mers direct la ăsta, dacă nu mă știu, și apoi aici. Ia să vedem dacă putem să-l atacăm direct pe ăsta. Mergem direct pe el? Nu, hai întâi să mergem să atacăm un din ăsta. Ca să vă arăt întâi care-i treaba. Easy. Ceva medium? Easy. Ok, să atacăm pe ăsta de nivel 4. Ca să vedeți, întâi să vă explic care-i treaba cu jocul ăsta. Deci eu sunt magicianul ăsta. Puteam să meleg la început, puteam să meleg dintre 4 clase. 3, de fapt, pentru că a 4 trebuie cumpărată. Magician, arcaș sau scout, sau cum îi se spune acolo. Arcaș, în principiu, și un cavaler uriaș cu un ciocănoi. Și prefer... Eu personal prefer magicienii, așa că l-am luat pe gagiul ăsta. Și să vă arăt care e treaba, trebuie să luăm, să omorâm tot ce găsim noi pe aici. Momentan avem doar... Opa! Avem doar găini pe aici, din câte văd. Opa! Op. Ei, nivel 4! Aici am magiile. Am o magie simplă, treaba asta. Treaba asta care îmi dă armură și asta pe care încă n-am apucat să încerc, ia să vedem noi. Oh, frumos! Aia îmi încarcă viața în timp ce lovește găinile. Bine, nu o să ne întâlnim doar cu găini pe aici. Hai, dacă vrei să terminăm castelul ăsta repede, să mergem să ne batem cu contele Nottingham. Marele broscoi. Să atragem întâi un sfert de hartă. Și apoi putem să omorâm tot. Baba! Ah! Faină magia asta, e faină că ți încarcă și viața, după cum spuneam. Da, hai să trecem ca furtuna pe aici. Pentru că noi ne grăbim să ajungem să terminăm castelul. Să-l terminăm, e ciudat. Să-l terminăm. Da. Și aici ne așteaptă restul găinilor din pe lumea asta. M-am rezolvat. Da, testa m-am rezolvat. Eu m-am rezolvat. Așa. Și asta e poarta castelului. Și asta înseamnă că yay, am câștigat. Și acum culeg de aici foloasele. Și am ieșit. Dau un ranking la castelul ăsta. Și îmi dau și niște bănuți plăcăi. Nu știu de ce. Și apoi dăm continuă. Equip now. Am învățat un skill nou. Sună bine. Asta e bun atunci când vine o hoardă de ceva după tine. Le arunci un meteorit în cap și gata treaba. Ok, contest Nottingham. Hard este... Nu. Nu, oricum nu o să fie greu. Sper. Ok, începutul nu pare așa greu. Proscoia e cam scuipă cu chestii urâte. Nu vreau să-i lăsăm să ne scuipe. Și văd că stau aici ca gardienii. Ia să testăm noi noua noastră abilitate. Oh. Mă așteptam să aibă o rază mai mare de acțiune, adică un cerc așa mai mare, cam cât covorul ăsta. Ia să mai încercăm o dată. No, e rază mică și trebuie să anticipezi unde cade asta. Adică, dacă nu-i nimic, te se mișcă și tu ai dat
unde erau ei înainte, nu prea se mai prinde acolo. Oh! Trei, armura noastră. Hai mor, America, mă. Alai. Așa. Nu mai avem... Nu mai avem destul spațiu în inventar. Ia să deschidem noi inventarul. Da, nu pot să-l deschid aici. Sau cel puțin sunt eu prea cretin ca să știu cum. Da. Nu? Unde trebuie să mergem? Aici. Nu aici. Da, am mers într-o fundătură. Am văzut eu o cale la dreapta mai devreme. Și am spus că noi au pe o colită, mă duc direct, dar se pare că am luat pe o colită fără să-mi dau seama. Unde trebuie să mergem? Întrebarea aceasta este... Aha, pe aici, am găsit calea. Opa, aia aruncă-l noi. Nu-i bine. Nu mai scuipați că nu-i frumos. Opa, asta e. Așa. S-ar putea să aibă niște boșeri ăștia acolo să-și apere castelul, adică nu cred că o să-l lase așa descoperit. Mă aștept să văd niște orătănii acolo. Opa! Unu! Alai! Ce pe-o? Trebuie să deschid inventarul, dar cum deschid inventarul? Obiective. Asta e tot, nu mă las să deschid inventarul. Ăsta e inventarul din câte ține minte. Na, bineînțeles, o să lăsăm toate chestiile bune aici, pentru că... Opa! Un ciclop! Ia mai altul picostel în gât. Așa. Să ne ferim și de chestia aia. Pușcăm broscui. Mai mulți broscui. Cine urmă de acolo? Îmi face că și încetinește monștri treaba asta. Foarte utilă. Și mana lumea consumă prea des. America, băi, nu știi să... Oh, ce-i asta? Ciudat treabă. Wow, 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 wow. Wow, fugi. Fugi, băiete, și acum trage și... Nu, aici. Așa. Mori. Ah, să vedem cum trecem noi de treaba asta. Așa. 2. Asta e. Gata. Nu știu ce sunt chestiile astea și nici n-am de gând să calc în ele. Uite, broscoi. Cred că de asta e plin așa castelul ăsta de... numai de broașe, de munci și de mâzgă, pentru că e castelul unui broscoi. Și ca să vezi, bună! Fugi, băiete! Opa, am făcut level 5! Opa, am omorât și clopul, gata! Făcăul ăla tot scoate zombii. Mititelul ăla dansa acolo. Și nu mi-am dat seama și el scotea zombii, de fapt. Ia să calc de curiositate, nu-i gata. Ah, nu, mă lovește rău de tot. Asta e. De-abia aștept să văd ce magii mai învățăm mai încolo. Wow, 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 wow. Ce mă spizuiți. Așa. Unde vă credeți voi? Nu știam, nu m-am uitat înainte să văd dacă am inventarul plin. Și acum, na. Cosmin, stai și lasă toate chestiile valoroase pe jos, pentru că sigur sunt chestii mai valoroase decât ale pe care le-am deja.
prevents me from carrying more. Merci. Opa. Hamster călare pe câte ori. Oh! Întorcam-ți viața. Așa. Hai, mor și tu. Gata. Trei broscoi de ăștia nu sunt așa ușor de omorât. Dar tot nu cred că acest castel intră în categoria hard. Cred că aici trebuie boss-ul. Oh! Oh, dar unde pleacă toți? Auzi, like, a worthy opponent. Să de abia așteaptă. Stai că se trimite pe rând, întâi clăcăi din stânga, după aia din dreapta. S-a obișnuit ca în League of Legends, poți să mă miști cu click dreapta, dar aici am trimis cu click stânga. Și ciudat. Ore America, măi. Dă-mi viața ta. 1, 3, click dreapta. Arunc în tine cu tot păcatul pe care l-am. 1, hai da. Gata-i băi, dar până când. Măi, chiar nu pot să... Doamne. Nu-mi spune. Că nu pot să iau toate chestiile astea pentru că sunt un idiot. Care uită să-și... Doamne. Măi, ce înseamnă să fii... Să fii scurt la minte, băiete. Dar nu cred că nu te lasă așa să deschizi inventarul în timpul jocului. În timpul ce ești într-un castel. Cred că sunt doar eu prea prost. Oh. Sucările astea sunt mai speciale, sunt mai mari. Da. Măcar m-am umplut de experiență și de bani. Oh, ce e asta? Ah, broscoia la mare era Counts Nottingham. Countless Nottingham. You defeated Nottingham. I knew you were a good enough. You're really going places. Asta e. To protect yourself, you're going to need to fill this place with. Partea multiplayer a jocului ăsta constituie în faptul că tu ataci castelele altor jucători ca să le furi chestiile. De asta se cheamă The Mighty Quest for Epic Loot, adică mare călătorie pentru loot, adică ca să le furi chestii la oameni, pentru că tu ești un mare hoț. Da, și acum eu îmi umplu castelul de chestii de apărare. Ia să vedem. Cumpărăm-o de asta și o tuflim. Aici așa. Aaaa, ne umplem și noi castelul cu mici drăgușori din aia. Continuă. Trebuie să facem un cuib, un nest, un... Cum se cheamă acela? Aici stai tu. Ia să vedem noi. Ce putem să punem aici? Derp. Chiar așa-l cheamă? Derp? Snotter. Snotter adică cumva suflă muncii sau ce face? Suflă muncii pe tine? Snotter. Trebuie să ieși amucos. Oh, putem să punem și noi ciclopi. Jocul ăsta devine din ce în ce mai interesant. 40, very slow. Cred că am să pun mulți din ăștia. Sau eu știu. Da, așa. Ăștia trebuie să vină la tine să te lovească. Ăsta poate să dea de departe, dar e foarte ușor să se ferești de muncii ăstea. Că, dintr-un oarecare motiv, muncii lui merg cu viteza mirosului. Ce comic stai acolo spânzurat? Punem aici, 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 aici. A, 3 în cap. A, nu, în cap, 15. Ok. Trebuie să ridic inima castelului la nivelul 2. Să facem și asta.
Sper că se schimbă și vizuală, să nu o să mai fie așa un cristal mic. Click. Upgrade. 100 de diamante, câte avem? 1500. Bun. Așa. Da, asta așteptam. Pot să fac, să pun și eu ciclop din aia. Îmi dă voie să pun ciclopi? Glumine. Astea nu par așa interesante. Prefer să am ciclop, că ăștia te atacă activ. Aici, dacă știi să eviți minele, asta e tot. Asta e bun. Da, tactic, dacă știi să folosești astea tactic, adică să le pui cum trebuie, să ghidezi lumea exact când vrei tu, sunt foarte bune. Da. Ia să vedem, vreau să pun neapărat niște ciclopi aici. Aaa, dar și-o știu că să bani. Ia să vedem. Putem să specializăm ciclopii? Ia să vedem. So rage. Prefer ăsta. Pentru că... Don't be shy to come back in here and do some more experiments to improve your castle protection. You can. Ok. Ah, să mă pune să pun și capcane pe aici. Ok, pun o de asta. Aici. I forgot to mention that your traps need a power source to function. You'll need to add a generator to activate your shiny new death. Ok. Vorbeam despre asta. Prefer să aibă offensive tackle, adică să ducă direct la eroul care mă atacă și să-i dea stun, adică să-l amețească un pic. Pentru că tu, ei pot să dea cu pumnul în pământ cât au chef. Dacă tu știi să te ferești de ei, n-ai nicio treabă. În schimb, dacă vin ei la tine, atunci e mult mai greu. Trap generator. Ăsta-l punem. Unde-l punem? Întrebare, unde pot să-l pun? Hai, man. Unde vor așa să-l pun? Fai. Aici, în centru? Serios? Ok. Să punem ciclop până umplem tot... așa, 25. Summon. Ciclop. Ah, avem loc doar de un derp. Pe care îl zbântim aici. Highly important piece of info. Okay. Opulentian property law is very strict and stipulates that he who deals it. This means you need to complete your own castle before you let anyone else in to try their luck. Aha. Sunt curios să văd cum atacă lumea, adică eu n-am jucat niciodată jocul ăsta. Am văzut doar acum câteva luni când eram closed beta, adică puteau să joace doar câțiva oameni. Ia să vedem. Ok, vreau să-mi validez castelul. Ah, trebuie să-mi bat singur castelul? Și... mi-a dat automat răul la nivelul 2. Ia să vedem noi. Îndată ar trebui... Uite, și dărpii noștri. Wow. 3. Nu 3. 3. Am jucat treul cu B-ul. Urâți ciclopii ăștia, urâți. Fa, era cu ce să mor. Înseamnă că am un castel cât de cât bun. Dacă era să mă mor singur. Și acum să notesc imaginea înapoi cum era. Așa. Acum a rămas doar un dărp. Asta e tot. Da, dar ciclopia fac toți banii cu... Cum vine ei direct în bot la tine. Trebuie să-mi activez singur toate minele. Adică... Să calc așa într-o mine de mea? Unde o găsesc? Am pus-o aici. Asta? Aaa, trebuie să-mi distrug minele. Ok, m-am prins. Abia acum, așa deci. Ei, tot așa, dar nu e așa. Și mi-am furat singur aurul.
Bravo mie! Good work, you parent. Your castle has taken its first step towards Imprake. Don't forget to install additional creatures and traps for now. Da. Please join me at the top of the tower. I've been doing a lot of soul searching, friend, and I think it's time. Time for this partnership to hit the road, that is. You and me, buddy. Ia să vedem. Ce vreau să. Opulentia has taken advantage of Count Nottingham's defeat and is ruling over the Heated Gardens region. Ia să vedem noi aici așa. Aici e harta regiunii. Nivelele 1-4. Nivelele 5-9. Da. Ok, flăcăi. Oh, Great Wands of Fire. Trebuie să mă duc să-l bat pe ăsta. Fire Sleep, pare că e un dragon. Da. Ați văzut cum arată jocul? Oh, credeam că e doar... Credeam că... Credeam că doar aici în față sunt casele, dar de fapt sunt peste tot în jurul meu. Da, deci ați văzut jocul. Cam atât a fost pentru episodul ăsta. De fapt, stați așa, să mergem întâi la inventarul nostru, să vedem ce avem aici. Să le luăm la rând. Avem căști noi 7. Da, asta e mai bună. Capă. Oh! Asta ne dă 38 magie. Asta ne dă 7. Nu 38, 38 armură. Da, da, e armură magică. Asta e armură fizică, deci armură magică împotriva magiilor, armură fizică împotriva atacurilor fizice, cum ați fi ghicit, probabil. Să vedem dacă avem mânuși mai bune. 5 armure. 3, 8. Astea sunt mânușile noastre noi. Da. Un, din ăsta, un sceptru. 9-15. Cu un atac la 0-70 secunde, adică cu cât mai puțin, cu atât mai bine, să atace mai repede. Ia să vedem. 8-13. Nu. Sau uite, putem să ne uităm direct la 17 damage pe secundă. Să cătăm ceva care e mai bun de atât. Da, nu prea am găsit nimic interesant. O să încerc treaba asta pentru următorul castel. Da, să vedem dacă mai avem ceva interesant și cam asta ar fi pe astăzi. Da, flăcăi, dacă v-a plăcut, lăsați un like. Abonați-vă dacă nu sunteți abonați, după cum spuneam și până acum. Și vă aștept la următorul episod din The Mighty Quest for Epic Loot. Pa, pa, flăcăi! La revedere!